Harul nu vine fără ca sufletul să-l cunoască. Atunci când pierde acest har, sufletul îl dorește cu putere și îl caută plângând. Dacă niște părinți ar pierde copilul lor prea iubit, cum l-ar mai căuta peste tot ca să-l găsească? La fel îl caută pe Domnul și sufletul care iubește pe Dumnezeu, dar cu mult mai multă neliniște și tărie. Slavă lui Dumnezeu că ne dă să deosebim venirea harului lui și ne învață să recunoaștem ce face să vină harul și ce ne face să-l pierdem. Sufletul celui ce păzește toate poruncile va simți totdeauna prezența, chiar și slabă, a harului, dar el se pierde ușor prin mândrie pentru un singur gând de trufie. Putem să postim cât de mult, să ne rugăm cât de mult, să facem cât de mult bine, dar, dacă cădem în mândrie, vom fi asemenea unui chimval care răsună, dar înăuntru e gol.